Dragi prieteni, am primit un telefon de-a dreptul alarmant de la doamna Elena, soția celebrului și iubitului Nelu Ploieșteanu, care ne-a părăsit acum 10 zile și mai bine. Doamna Elena dorește să facă niște precizări publice. O ascultăm și cu siguranță vom vedea despre ce este vorba și vom afla, evident, și ce putem face. Vom încerca să luăm legătura și cu doctorii dacă este nevoie. Să rămână, doamna Elena! Bună ziua, domnul Cristi, și vă mulțumesc din tot sufletul! Ce s-a întâmplat, doamnă? Care sunt frământările dumneavoastră și ce nu vă dă pace? Domnul Cristi, frământările mele sunt următoarele. Deci soțul meu a cântat până pe data de 8 martie la Slănic, eu eram cu el acolo. Marți a făcut puțină febră, i-am dat ce am știut eu, că știți că mă pricep de 32 de ani cu Mihăiță. Și pe urmă am mers la spital cu el. Bineînțeles, el a refuzat, dar nu cum s-a spus 36 de ore. A fost internat și a semnat să plece. Nu. I s-a făcut investigațiile, i-a dat ceva, tot, pot să spun, a zis promicina. Da, este... numai atâta, să nu pronunțăm foarte mult medicamente, așa, da. Da, da. Am venit acasă, a fost ceva mai binișor și, pe urmă, vineri, i-am spus eu să meargă la spital. Sâmbătă l-am internat. Deci, stați o secundă, doamna Elena, să precizăm un lucru care a circulat într-una în media. Deci, nu domnul Nelu Ploieșteanu a fugit în spital? Nu. Și nu, după aceea, când s-a întors, cum au fost oameni, colegi de breazlă care au spus, aceste ore care erau în acel număr care s-a pronunțat, și anume 36 de ore, situația s-a înrăutățit. Deci, doctorii au fost de acord ca el să meargă acasă? Da, și el a dat semnătură, după cum te-am înțeles, pentru că noi nu aveam voie intra cu el în camera de gardă. Așa. Dar dacă dânsii a văzut analizele, putea să-i dea ceva, un antibiotic mai tare, să vină acasă. Nu a zis promicină. Ne-am dus sâmbătă. I s-a făcut tomograful. Domnul Cristi, în momentul când vezi un pacient cu plămânii inflamați, nu-l lași la un oxigen care flutură puțin, că eu știu de la Mihăiță. El îmi spunea tot timpul că se sufocă, îmi dădea mesaje, ne-a sunat cu cameră. Domnul Cristi, credeți-mă, eu nu am căzut, cum a spus lumea, de COVID sau cine a mai scris. În acea seară, când eu l-am văzut pe el, aplecându-se jos ceaiurile, medicamentele care am sunat-o pe doamna doctor să-mi spună că se deranjase la stomac, și am trimis fata, și-a cumpărat și am dus ceai de mentă, cum mi-a spus doamna doctor Ionescu, și ce a trebuit să-i mai cumpăr. În momentul acela a intrat o doamnă infirmieră și i-a spus soțul meu, am primit și eu pachet. A început să țipe la el și a spus, n-ai primit pachet de dimineață? Când a primit de dimineață, era ceaiul de fructe cu miere și cu de albine și cu lămâie. Așa. Și a spus, nu mai bei, că doamna doctor mi-a spus, am vorbit cu dânsa, să-ți dau ceai de mentă și să-ți dau medicamentele, care mi-a spus doamna doctor să le cumpăr. Am trimis fata. De fiecare dată când cobora, li se dădea bani la infirmiere. Asta e acuzație foarte, foarte gravă, ca să zic așa. O să vreau să o rog pe colega mea din regie să încercăm să luăm legătura cu spitalul, cu doctorul care s-a ocupat sau cu managementul spitalului, să lămurim. Da, mai departe, vă ascult. Am și-a, domnul Brancu. Auziți? Și el se chinuia. O secundă. Cine dădea, cine spuneți că ar fi dat bănuții? Nenelu sau altcineva din familie? Dacă vreți să mai repetați o dată, cine spuneți că ar fi dat bani la infirmiere? Neanelu sau altcineva din familie? Fica mea. Am înțeles. Fica care e majoră și poate să depună mărturie. Asta vreau să spun. Sigur că da, fica mea de fiecare dată pachetul și câteva sute. Așa. Da, mai departe. Da? Mai departe. Așa, a început să țipe la el. Vă spun cu mâna pe suflet și pe inimă, domnul Cristi, când l-am văzut cu oxigenul la gură, cu masca aceea și cu firul ăla care de-abia s-a plecat să-și caute unde este, arată-mi să-mi iau, că se deranjase la stomac, nimeni nu l-a ajutat.
A început să țipe infirmiera la el, nu sunt plătite pentru să aibă grijă de bolnavi. A lăsat capul în jos și mie mi s-a făcut rău din cauza asta și am ajuns la spital. Nu că am avut COVID, nu că am plecat acasă, totul fals. Mi s-a făcut rău, că eu știu ce sunt spitalele, domnul Cristi. De 32 de ani am fost în spitale și eu știu și am multe de spus. Multe, domnul Cristi. De ce OMS-ul, dacă a dat ordin să decedații să fie îmbrăcați? De ce guvernanții nu au respectat legea? După cum vedeți, a fost un mare scandal și abia săptămâna trecută, după secvențe tragice, dar și comice în același timp, s-a aprobat acest lucru. E adevărat, asta a fost o mare durere a ultimei perioade pentru toți românii. Aveți dreptate, e o întrebare nu grea. Nu pentru mine, pentru toți românii. Așa este, domnul foarte Cristi, grea întrebare. Deci, domnul Cristi, în momentul când ginerele meu s-a dus la IML cu sicriul, stătea la 1,5 metri, 2 metri. Toți de acolo care erau, nu erau echipați, e martor, nu erau echipați, nu aveau mânuși, nu aveau măști, nu aveau absolut nimic. Virusul ăsta unde este, domnul Cristi? Vreau să-mi spună și mie cineva, parlamentarii, medicii care se dau medici și știu multe, domnul Brancu, multe, o să spun multe, o să zguduie România, vă spun eu. Și doamna șefa safety, doamna doctor Mehink, i-a spus fetii mele, Luaneta, că un pacient poate să stea 12 ore fără tratament. Cum e posibil să fie farmacia închisă sâmbăta și duminica? Cei care se duc la urgențe îi țin în medicală și pe urmă înfundă ATI-ul cu ei, că nu mai poate să mai respire și nu mai poate să facă nimic. Erau multe medicamente care eu o să vi le spun toate, care trebuia să-i facă soțul meu. Menecați că l-am dus la spital, l-am dus pe picioarele lui domnul Cristi și l-am luat cum l-am luat. I s-a luat telefonul. Doamna doctor Ionescu, o suna fata, eu eram internată în spital, da? Că mi s-a făcut rău și am căzut jos și mi-am spart capul. Dă durerea și de suferința și de mila lui domnul Cristi și eu știu ce sunt spitalele de 32 de ani. Eu cunosc. Și i-a spus, dacă mai mă hărțuiți, vă dau în judecată. Cum e posibil, domnul Cristi, așa ceva? Ce facultate au făcut medicii ăștia să-l țină decât cu un aerosol când plămânii lui era inflamat, că a văzut tomograful? Acel medic, nu știu, am uitat cum se numește, o să-mi aduc aminte și o să vă trimit, era cardiolog sâmbătă. Așa. Care știa că a fost soțul meu cu preinfarct în 2005-2006, când a făcut preinfarctul. Da. Acel medic în 2005-2006 își vindea produsele în spital. S-a făcut business-ul. De ce n-a fost capabil să-l bage la un check-up? De ce doamnă, n-a fost capabil să-l bage la un check-up? Vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră spuneți niște lucruri de ordin medical și aș vrea să vă întreb de unde știți, pentru că dumneavoastră e foarte important că le spuneți, aruncați niște semne de întrebare. Vreau să vă spun pe ce vă bazați când spuneți că trebuia făcut aia. Domnul Cristi, eu 32 de ani, a doua casă a mea a fost în spital. Mihăița al meu a fost internat la ATI în 2013. L-a pus la un check-up. Copilul meu și-a revenit. Și mulțumesc lui doamna doctor Ref, lui doamna doctor Ciobanu, lui domnul profesor Pavelescu. Sunt mulți care cunosc. Și eu știu multe, domnul Cristi. Știu multe. De-aia știu, mă bazez, nu am studii medicale, dar viața m-a dus să învăț. Pentru cine nu știe, Nelu Ploieșteanu și soția lui au avut un băiat, un băiețel, Mihăiță, a cărui poveste cred că este foarte cunoscută. A avut o suferință foarte profundă și deși i s-a dat un termen de viață că s-ar duce, nu știu, la 15-16 ani, da, doamna Elena a reușit să-i prelungească viața, pentru că ea s-a ocupat zi de zi, a reușit să-i mai prelungească viața cu încă pe atât. El a plecat în rai la 32 de ani.
Da, domnul Cristi. S-a întâmplat cu soțul meu cum s-a întâmplat cu Mihăiță. Eu am dovezi. Dacă vedeți, să zguduie România. Am dovezi. Ce dovezi aveți, doamne? Domnul, am dovezi. S-a făcut fals în acte. Copilul meu nu a fost tratat corespunzător. Dar acum nu vorbesc de Mihăiță. O secundă. Eu vorbesc de soțul meu. O secundă, că e un lucru important. Unde nu a fost ocupat, că ați fost fals în acte și e important să știm și după aia să încercăm să luăm legătura cu oamenii de acolo. La ce spital nu a fost îngrijit? Victor Babeș. La Victor Babeș. Hai să încercăm să luăm legătura, da, și cu Victor Babeș. O să avem o pauză în care să încercăm să facem. Mai departe, vă ascult. Da, domnul Cristi, și doamna doctor Mehi a spus că oricum un pacient poate să stea 12 ore fără tratament. Cum e posibil așa ceva? Când îi vezi tomograful, când vezi plămânii inflamați, când vezi că omul ăla i-a scăzut, i-ai luat sânge la analize și ai văzut saturația că i-a scăzut, nu-l bagi la un CPAP, îl lași la un oxigen foarte slab? Doamna, spunea, mă sufoc. Doamna Elena, vreau să vă întreb ceva important. A luat cineva legătura, deci dacă aveați aceste semne de întrebare, a luat cineva legătura cu cadrele medicale și să spună, domne, din experiența mea nu vreau că să vă învăț. Așa, 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 așa? Nu ne dădea voie, domnul Brancu. Nu ne dădea voie să intrăm. Eu eram în carantină. Am respectat și guvernații, și domnul prim-ministru Neavlăduț, și Câțu, să respecte. De ce soțul meu a fost așa îngropat? De ce nu l-a lăsat să-l îmbrace, să fie cum era el, elegant? Bun. De ce, domnul Cristi? Doamnă... Soțul meu a lăsat și a bucurat atâta lume. Așa este. Și bucură în continuare melodiile lor. Așa este. Dar ei ce au făcut? Au distrus. Sunt criminali în serie. Nu, doamnă, nu, hai să nu vorbim. Haideți să nu vorbim cu asemenea, deci hai să reformulăm. Nu despre criminal. Deci oamenii cu siguranță că dacă au făcut lucrul ăsta, n-au înțeles. Eu asta cred, că n-au înțeles ceea ce trebuiau să înțeleagă într-o asemenea. Probabil că n-au avut în familie, nu și-au dat seama. Altceva vreau să vă întreb. Deci dumneavoastră, în legătură cu această, istorie, deci credeți că o anumită medicație nu a fost pusă cum trebuie? Ce mai credeți? Spuneți-mi despre ultimele zile, ce credeți că sunteți încărcată și cred că vreți să spuneți mai multe? Da, domnul Cristi, ne spunea că a mâncat și el nu a mâncat. Nu a păi fost de ce n-a mâncat? De ce n-a mâncat, doamna Elena, de ce n-a mâncat? Pentru că nu putea, domnul Cristi, când se sufoca, cum să mai mănânce, domnul Cristi? Eu știu de la copilul meu. Cum să mai mănânce, domnul Cristi? Și ne spunea, a mâncat, e bine, urinează. Și în ultima clipă a spus că a făcut blocaj renal. Că nu a fost hidratat, nu i-a pus perfuzii, nu i-a pus ringer, nu i-a pus nimic. Vi le spun eu toate, că le știu ca pe tatăl nostru, dar sunt pe de rost. Și nu a fost tratat corespunzător. Trebuia să-i bage branulă, să-i pună antibiotic. Plămânii lui erau inflamați. Nu putea să lase pe Azistrox. Să stea de vorbă cu mine medicii. Că dacă mă duc acolo, zbor toți. Doamna să stea Elena, de vorbă cu mine. De ce ați încercat să vorbiți, dacă vă mai folosea la ceva, după? Să întrebați, domne, eu am această procedură pe care o știu. Ați încercat să vorbiți cu ei? Nu, s-a dus fiica mea, Aneta, și au lăsat capul în jos și nu mai spunea absolut nimic. Cine a lăsat capul în jos? S-a făcut un consiliu de medici. Toți medicii care erau acolo. Deci fata dumneavoastră s-a dus acolo și spuneți că ar fi vorbit cu medicii și medicii ar fi lăsat capul în jos? Da, sigur că da. Nu mai știa ce să spună când a început fata să țipe și i-a spus tot. Ce trebuia să spună? Nu, a lăsat capul în jos. Pentru că erau vinovați. De la medicală l-a adus în stare gravă. Domnul Cristi, soțul meu m-a sunat cu cameră. Era o singură asistentă. Când i s-a făcut rău noaptea, la două noaptea, l-a luat și vorbea cu fata pe cameră. Și a spus, tăicuțule, nu mai o sunați pe doamna doctor. L-a certat că fetele mele, eu eram internat în spital până dimineața și fetele suna să întrebe ce face și o deranja pe doamna doctor că nu poate să intre mereu să se echipeze la soțul meu. Care copii acasă? Păi atunci de ce s-a făcut medic? De ce stă
să trateze de COVID. De ce? Că ia bani mulți? Cum să spună că o hărțuiește copiii mei? Și atunci a auzit fata, a lăsat telefonul jos, când a intrat doctora, și zice, Nelu a spus, zice, vă duc în altă parte. Zice, mă intubați? Și atât a fost, i-a luat telefonul. Când s-a internat, cu mare rugăminte și cu ce a trebuit să dăm, i-am dat telefonul ca să putem să vorbim astea două zile cu el. Îi luase telefonul și îl dăduse. La spital, la ce spital a fost, ca să știm exact de la ce vă referiți? La Floreasca. La Floreasca. La Floreasca, la etajul 5 sau 6, nu mai știu unde e medical, mi se pare că la 6. Aha. La medical. Tot ce s-a întâmplat la medicală și pe urmă, noaptea la două, noaptea duminică, l-a dus la ATI. De ce nu l-a pus la un CEPAP? Copilul meu a stat la CEPAP 3 săptămâni. Doamne, îi nu știu... scoteam CEPAP-ul, îi dădeam să mănânce, îl Doamna, puneam la loc. Explicați-mi și mie că eu nu înțeleg și nici colegii mei zice. Ce înseamnă CEPAP? Că nu știu exact. Este o mască. Așa. Așa, foarte vidată. Pe nas, pe gură. Aha. Așa. Și intră forțat aer cât îi fixează, bineînțeles, ca medici, în plămâni. Și pune plămânul în funcțiune, domnul Cristi. Am înțeles. Am înțeles. Și a funcționat la băiatul dumneavoastră, asta spuneți. Da. Și copilul meu, Mihăiță, a avut pleurezie. A fost operat. Am înțeles. O cicatrice și un furtun în plămân care se scurgea într-un recipient. Da. Și copilul meu a fost mai grav. Și a scăpat. Datorită doamnei doctor. Da, înțeleg acum, înțeleg. Bun. Și doamna doctor Ciobanu. Perfect. Și lui de ce nu i-a pus? Când a văzut plămâni inflamat, lași tu să nu-i dai decât azistrox? Păi nu face absolut nimic. Nu știu dacă nu face, o să vreau, trebuie neapărat să vorbesc cu cineva de la Spitalul Floreasca, insist încă o dată să luăm legătura, din câte înțeleg, colega mea a luat legătura cu domnul Țincu, mi se pare că domnul Țincu a apărut foarte des la TV, s-a ocupat de soțul dumneavoastră, sau greșit? Știu, când a fost în stare gravă l-a luat domnul Așa. Țincu. Domnul Țincu a spus, ne-a rugat să luăm legătura cu purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca și sunăm acolo. În acest moment însă noi am sunat și mai devreme, adică de 20 de minute sunăm, pe două numere, deocamdată nu reușim să luăm legătura. O să încercăm, sunăm într-una acolo, sperăm ca domnul doctor să ia legătura cu noi. Da, vă rog să continuați, vă ascult. Da, domnul Cristi, eu l-am dus pe picioarele lui și a spus în ultimul cuvânt, ce mă fac eu fără tine? Ăștia mă omoară. Și așa a fost domnul Cristi. Așa a fost, că el vedea la televizor tot și era frică să meargă la spital. Dar eu nu am vrut să-l duc la spital, copiii mei au insistat și am dus să nu supăr copiii și nepoții. Cine plătește pentru trauma copiilor mei, nepoților mei, care au capacități de dat, care au concursuri, care au multe proiecte? Antonio, Adi, Gianina, sunt traumatizați. Țipă, urlă, nu știu la cine să mai mă împart, domnul Cristi. Cine plătește pentru treaba asta? Cine? Asta e cea mai grea întrebare, doamna Elena. Și asta e problema. Știu. Asta e cea mai grea întrebare. Nu știu să vă spun și nu știu dacă vă poate spune cineva. De la Victor Babeș, managerul ne-a rugat să formulăm în scris toate întrebările legate de băiatul dumneavoastră. Noi le vom pune, vom face o înregistrare. Nu știu dacă apucăm astăzi să o dăm sau până la sfârșitul emisiunii. În orice caz, formulăm întrebările în scris. Dacă în momentul în care vom primi răspuns, le vom da negreșit. Prin urmare, suntem în legătură cu da. Victor Babeș. Hai să vedem, sperăm și la Floreasca, pentru că acolo sunt lucrurile cele mai grave. Ce ar mai fi? Eu vreau aici, sigur că da. Eu am documente și de la Victor Babeș. Eu am fost, am vorbit cu domnul manager, am scos toate actele copilului. Eu nu m-am lăsat Nelu să fac procedurile mai departe și copiii. Știți ce vă rog? O să vă rog, după ce închidem, să țineți să păstrați legătura, să vorbiți cu colega mea și să ne trimiteți documentele, pentru că sunt lucruri foarte grave și ele trebuie lămurite, da?
Ați pronunțat ideea de fals în acte și la azi cu asta nu ne jucăm. Deci am vrea să trimitem ca să vedem exact ceea ce se întâmplă la spital. Da. Da, domnul Cristi. Da, am primit... domnul Imbri spune că nu dorește să intre, este presat deja de o lună și jumătate, nu mai poate vorbi numele instituției, vă înțelege durerea, sunteți o mamă devotată care a făcut minuni în îngrijirea copilului, dar care din păcate a ajuns prin mai multe spitale. Nu e momentul să comentăm. Au decența doctorii să nu-i răspundă pentru că ar fi în detrimentul ei, deci cumva e în detrimentul dumneavoastră ca doctorii să ca aparținător, dacă dorește să se adreseze instanței, se vor lămuri lucrurile atunci. Acesta este mesajul pe care îl avem de la doctorul Imbri. Prin urmare, sunteți trimisă în instanță, doamna Elena. Da, domnul Cristi, eu am adus situația copilului meu, că așa s-a întâmplat și cu Nelu, cum s-a întâmplat și cu Mihăiță. Da. Da. Pentru da. Că nu a fost tratat corespunzător. Eu asta spun, eu vorbesc de Nelu acum, nu de Mihăiță. Sigur, pentru că am vorbit și de Mihăiță, l-am întrebat pe domnul doctor Imbri, care este managerul Spitalului Victor Babeș, și a dat acest răspuns. A zis că dacă ar vorbi, n-ar fi bine inclusiv pentru dumneavoastră, așa că mergeți în instanță dacă vreți să vă faceți dreptate în legătură cu situația lui Mihăiță. Da, domnul Cristi. E de o lună și jumătate, domn, stați o secundă. Am greșit eu. Domnul Imbri a fost manager, s-a pensionat de o lună și jumătate, deși de un an am tot vorbit cu el și l-am asimilat în continuare cu omul care răspunde. Dar am primit mesajul de la domnul Imbri și îl reținem. Dacă există și o altă autoritate din partea spitalului, Victor Babeș. Mergem la Floreasca, așteptăm semn de la Floreasca. Mai spuneți, doamna Elena. Da, domnul Cristi. Un pacient, v-am spus și nu vreau să mă repet, când ajunge sâmbăta, duminica, rămâne până luni de deschide farmaciile? Cum e posibil așa ceva? Nu au medicamente? Nu au medicamente în cât am mai spitalul de mare? Ce să vă zic? Lasă mâncarea și tot nu erau virus pe jos? Domnul Cristi mi-a adus sacul cu îmbrăcăminte. Soțul meu nu a fost schimbat de când a plecat. Cum, doamne, n-a fost schimbat? Toate lucrurile lui în sac, acel sac, fiind acolo, nu era plin de virus? Copiii mei și nepoții mei plâng pe sacul ăla. O să vi-l trimit, o să îi fac poză să vi-l trimit. Da. Noi nu ne mai îmbolnăvim? Atunci virusul ăsta unde e? Unde este? Unde e? Da. Înseamnă că ne îmbolnăvi și noi dacă ne-a trimis sacul plin cu hainele lui și cu telefonul și cu toate. Deci vreți să spuneți că lucrurile erau neatinse în sensul că erau curate așa cum le-ați dus dumneavoastră acolo, asta sugerați? Mototolite, dar nu era schimbat în nicio formă. Nu a fost schimbat. Nu a fost nici ajutat de infirmiere. Infirmierile ce fac acolo? Dar de unde știți? Sunteți sigură că n-a fost ajutat? Sunt sigură. Eu sunt dator să vă întreb, să știți, așa este, pentru că înțelegem durerea dumneavoastră imensă, dar trebuie să punem lucrurile la punct. Da, domnul Cristi, da. Eu știu sigur și am văzut lucrurile și când l-a dus la ATI, te-a dezbrăcat după el. Da. Doamna... Cum a fost îmbrăcat de mine acasă. Doamna Elena, conducerea Spitalului Floreasca a hotărât pentru orice lucruri legate de Nelu Ploieșteanu să vorbească domnul doctor Opriță sau Oprița, Bogdan Opriță, purtătorul de cuvânt. Domnul Opriță, vă rugăm din suflet, vă sunăm pe două numere, vă rog să răspundeți pentru că am vrea să lămurim lucrurile acum, așa cum se cuvine. Scurtă pauză de